Bună ziua și bine ați venit! Întrucât suntem prezenți în majoritatea, deschid lucrările de ședință ordinară, convocată cu data de 31.1.2023, în sala de ședință, începând cu ora 13. Având în vedere procesele verbale din ședința anterioară, pe data de 13 extraordinare și una ordinară. Dacă sunt probleme, obiecțiuni la procesele verbale. La procesul verbal. La din data de 27-12. Ședința extraordinară, nu? Acolo, eu de obicei nu prea eram pretent, dar eu sunt convins că volumul mare de muncă și graba, doamna secretară, o omis. Ce am vrut eu să spun? Și acolo era vorba de utilaj din chiria. Eu am zis așa, dacă primăria a propus 100 de lei ora, pentru totul de acord, pentru că și din, în sat se închiriază de către societăți private tot cu 100. Da, nu prea ies din ce a spus dumneavoastră acolo, că asta am vrut să zic. Acum am înțeles, mulțumesc. Ați înțeles, da? Bun. Eu nu vă condamn, dar gravă. Dincolo, da. În contradiție cu domnul Gânga, și scrie acolo, utilaje așa, așa, vis-a-vis de discriminare între prețuri. A scris, de exemplu, e prea mică taxa la materialele noastre. N-are nicio treabă cu ce am vrut eu să zic. Materialele noastre cu materialele noastre, discriminare e vis-a-vis când știți, nu sunt același prețuri echitabile. De asta, dar peste vreo 30 de ani eu citim un nepot de-a meu și nu știu ce prost era bunicul. Nu știa să vorbească. Nu, eu sunt convins că volumul mare de muncă nu a fost intenționat, Deci am lămurit. Deci, nu, din punctul ăsta de vedere. Dacă mai sunt alte lucruri. Dacă nu sunt, se supune la vot procesul verbal, procesele verbale din ședințele anterioare. Cine este pentru? Toată lumea, da? Dăm cuvântul domnului primar să citească ordinea de zi. Sunteți invitați la ședința ordinară din data de 31.03.2023, ora 13, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Balcan, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Balcan, județul Bacău, pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea concertată 65 din 27 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Balcan. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după încheierea contractului de achiziție publică pentru proiectul modernizare și reabilitare drumurilor locale și comunale Balcan, județul Bacău, precum și asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin program. 7 diverse. Da, se supune spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. În continuare se trece la dezbaterea ordinea de zi. Proiectul privind aprobarea alegerii președintelui de ședință. Propunerea, dacă aveți, domnul Hindu. Aș propune un domn foarte activ așa în ședințele Consiliului Local, cu domnul Petrică Gânga, nu cu șeful meu. Dar okay. Un om care și pricepe. Alte propuneri, dacă mai sunt? Multă experiență. Alte propuneri, dacă mai sunt? Dacă nu sunt alte propuneri, supunem la vot pentru domnul Gânga. Cine este pentru? Abține. Cred că îți dă 4 milioane de euro. Deci ok, da? Bine, toată lumea. Deci aprobarea rețelei școlare a Comunei Balcan, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Conspiră la cuvânt, dacă sunt la primul punct.
Al doilea. Să dați bani pentru... Pentru? Pentru școală. Dacă, dacă sunt înscriu la vot, dacă noi să supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 3. Trecere privind aprobarea planului de acțiuni sau, sau de lucrări de interes local pentru anul 2023. Să scrieți la cuvânt, dacă sunt, la punctul 3. Domnul Rața, aveți cuvântul. Eu am venit cu rugăminte la sfârșitul anului trecut, ca la bugetul de 2023 să se treacă și anumite doleanțe ale celor de pe Valea Sfântului. Am citit raportul la proiectul de reprezintă aprobarea bugetului local și a de investiții. E foarte bine. Dar nu suntem la buget? Nu. Nu suntem, da. Aici, punctul de scuzați. Dar aici sunteți? La punctul de acțiune. Ești de acord? Da. La 3, la 4. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine e pentru? Cine dați seama ce zic nepoță mea acum? Pot să mă mătez. Să știu, mai des sau nu? Da, da. Nu mai abțineți. Abțineri. De acord. Trecem la punctul 4. Proiectul de privind aprobarea bugetului local al Comunei Bacău de Subacău. Vă înscriu la domnul, domnul Varda. Patru sunt totul de acord. Ha, scuze. Ha, dar tot ați început. Da. Nu sunt totul de acord cu ce s-au propus. Dar eu am o problemă vis-a-vis din priorități. Și hai să ne luăm pe fiecare ce propune domnul Constantin. Noi l-am întrebat și o să nu știe. Așa o să nu știu. Amenajare libur de protecție în sate Balcani. Da, frumoasă și spiritul frumoasă. Care? Eu știu cum. Care? Mai departe. Foarte bine. Nu, este ok. Foarte bine. Dar care? Reabilitare Sfântului pe raza Comunei Balcani. Foarte bine. Care? Amenajare parcare la dispensarul Daș. Ok. Foarte bine. Reparații poduri și podeți pe raza Comunei Balcani. Care? Amenajare platformă pentru containere de gunoi pe raza Comunei Balcani. Care? Unde? Când nu cred eu că aveți bani pentru toate. Intabilare carte funciară. E ok. Amenajarea parcare la căminul Sfântul Frumos. Acum, sincer, sincer, eu locuiesc acolo. Nu și-are rostul parcare. Atâta timp cât în ultimii 2 ani de cât țin eu nu am un eveniment acolo. Pentru ce trebuie să obiți niște bani. Aici să lăsăm la voi întâmplări să... Da, și lăsați celelalte lucrări. Da, nu, așa. Bun. Părerea noastră e ok. De acord, da, domnul. Da, barasare drumul comun local. Care? Amenajarea acoperișului grădinii frumoase. Corect. Alei pietonală, sat frumoasă. Corect. Amenajarea alei pietonală, sat Rugaș. Corect. Foarte bine. Amenajare parcare la școala Rugaș. Foarte bine. Amenajare parcuri unde? Amenajare grup sanitar la Biblioteca Balcan. Foarte bine. Montarea aer condiționat la căminul din comun. Foarte bine. Amenajare teren sport la școala Balcan. Ce fel de teren? Sincer, e foarte bine, dar ce? Ăla vechi care a fost. Teren de fotbal. Da. Foarte bine. Amenajare auto și garaj, garaj pentru mașini prime. Foarte bine. Eu am venit cu domnul acolo. Mă rog, din discuțiile care am. Oare nu era cu prioritate mai bine o regularizare în punctele Gânga, Petrea, Petrea, Airene sau Botezare? Le aveți? Unde? Dacă îmi spuneți, cer scuze și mă... Nu, chiar nu mai zic nimic. Noi asta ați citit probabil că referatul lui... Da, da, da. Nu, da. Dacă le aveți astea, scuzele de rigoare. N-am citit. Da, eu... Ok. Probabil de unde au fost afectați de apă, da, să știi fiecare. Da, dacă să regăsesc, ce spun eu? Gânda. La Airene. Doamne ferește acolo cum vine. Doamne, odată trebuie să-ți vină în viața apa în casă. Odată. Nu i-am trăit acolo. Mie mi-a venit. La Petrea, Petrea. La Airene Botezatul Gică. Hâlborea
Viorel în zona aceea și Toma. Dom'le, nu sunt costuri mari. Un utilaj mare și vă spun că într-o lună de zile ați făcut un utilaj. E foarte bine, da. Dom'le, nu neapărat anul ăsta. Anul ăsta îi face, domnul Rață, anul ăsta îi face. Pe patru ce-i multe și scuze că n-am văzut. Dar unde? Poate s-o omis. Poate s-o omis. Tu fi omis, posibil. Păi bun, bine că ați luat în calcul și ești. Tu mă digur la bucătarul Teodor, la Valea de Biserică. Da. Eu n-am nimic cu ce s-o construi pe partea ce. Da, fiecare își face cum crede de cuvință. Dar toată apa o dă pe partea. Pe mine nu mă afectează, nu mă afecta niciodată apa. Și nici nu o să mă afecteze. Dar este vorba de ceilalți fraților. La Petrea Petrea, digul se duce jos, e făcut de prin 81. Are 40 de ani, s-a dus piatra, se duce acolo. Da. La Gâlborea, stă în aer, niște copăcei mai țin digurile alea. La Toma. Este un referat, dar unde la urbani. Da, o să facem la Petrea, am prins la mine. Păi bun, dacă ați prins asta, e foarte bine. Da, uitați la Rățenie, am unii adâzneați, picăsoasa la intrare pe dreapta. Da, uite, da, foarte bine. La Lulu, am, la Lulu. La Lulu nu, la Lulu nu trebuie. La care lucru spuneți? Lucru la casă. A, la comanda, da. Pe Valea Ludașului, am de pe Valea Ludașului. Da, e foarte bine. Dacă ați făcut asta, foarte bine. Orice lucrare vine în ședință cu ele. O să ne aprobați, nu o să ne aprobați. Nu sunt totul de acord. Dacă spuneți asta, uitați-vă de zbuget. Merg cu cuvântul domnilor noastre. Mulțumesc. Da. Domnul Barda, dacă aveți ceva de... Da, indiferent de ce o să ziceți, eu vă spun de la început că nu vă votez bugetul, pentru că anul trecut l-am votat. Și în decursul anului ați dat dovezi de, nu vă jignesc, căutați să vedeți ce înseamnă, senilitate. Ați uitat, spuneați că nu l-am votat. Dar pe mine mă doare altceva. Am văzut că în bugetul ăsta, sumele pe care le acordă administrația locală școlii. Bugetul pentru școală se împarte în două. Finanțare de bază asigurată din bugetul de stat, scrie aici, și finanțare complementară din bugetul local. Corect? Ei, problema se pune în felul următor. La capitolul 5, suma totală pentru învățământ e 1055.000 de lei, din care 439.000 de lei sunt finanțare de bază, deci veniți de la bugetul de stat, iar primăria alocă 50.000 de lei. În caz că nu știți, copiii sunt viitorul comun, care prin toate acțiunile pe care le faceți dumneavoastră de 23 de ani, de când ocupați funcții, diferite funcții, dar funcții de demnitate publică și de conducere în această comună, n-ați făcut nimic pentru a ține copiii și părinții acestor copii în comun. Deci pentru dumneavoastră sunt mai importante sărbătorile de iarnă, pentru care dați 66.000 de lei. Este important să vă afișați pe Facebook că dați plase copiilor la școală. Este important să chemați lumea la cămin să vă faceți campanie electorală. Și nu uitați să faceți campanie electorală în fața copiilor, lucru interzis de Constituție și de lege în România. Dar când vine vorba de alocat fonduri pentru o școală, dați 50.000 de lei. Din care școala vă spune negru pe alb, prin nota de fundamentare, că nu au putut plăti naveta cadrelor didactice în anul 2022, începând cu luna septembrie, din lipsă de fonduri. De ce? Pentru că anul trecut la buget ați mințit, spunând că acel buget de 30.000 de lei, că anul trecut ați dat 30.000 de lei, atât de tare vă doare pe dumneavoastră educația copiilor ce locuiesc în Comuna Balcani, încât anul trecut ați dat 30.000 de lei buget pentru școală,
Ați mințit că la prima rectificare veți mări bugetul. N-ați făcut-o. Acum zâmbiți, cum zâmbiți de obicei când vă doare în 14. Și când școala vă trimite notă de fundamentare că sunt datori și 35.000 de lei au nevoie să plătească doar naveta, dumneavoastră alocați 50.000 de lei. În condițiile în care sunt în Comuna Balcanii în momentul de față 557 de elevi. Da? Avem în nota de fundamentare, uitați, menționat. Ce vă spune școala? Menționat că plata navetei pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2022 nu a fost efectuată plata din lipsă de buget. Da? Păi cum să se descurce atâtea școli din comună cu 1.500 de lei? Pardon, cu 15.000 de lei într-un an. Domnule primar, ați văzut cum cad scândurile de pe școala Ludaș? V-au scris aici. Uitați, la lucrări. Vreți să vă citesc? Să citim. Grădinița cu program normal frumoasă. 74 de preșcolari au solicitat înlocuire învelitoare spațiu grădiniță, reabilitare termică a clădirii, îndepărtarea lambriului, lucrări de reparație și zugrăvirea pereților, punerea în funcțiune a celei de-a doua centrale termice, înlocuirile calorifere, înălțarea coșului de fum, analiza apă, potabilă sau nepotabilă, pentru că noi în Comuna Balcani, din cauza faptului că nu avem canalizare și aducțiune de apă, eu am prezentat probe în 2016 că apa nu este potabilă. Dumneavoastră, prin incompetența de care dați dovadă în ultimii 23 de ani, otrăviți locuitorii comunii, cu bună știință. Amenajare, sală, lapte, corn, măr, instalație de apă curentă, frigider, îngrijirea caloriferului, școala gimnazială frumoasă, 220 de elevi, v-au cerut. Reabilitare termică a corpului de clădire, procurarea unei centrale termice, achiziționarea a două boilere, mă rog. O să postez fotografii să vadă toată lumea care e interesată exact ce au cerut și dumneavoastră ce ați selectat din tot ce v-a cerut școala? Dumneavoastră ați selectat înlocuirea acoperișului la grădinița frumoasă, atenție, clădire făcută prin truda locuitorilor satului frumoasă și prin implicarea părintelui Ciceu, pe care ați primit-o de pomană la primărie și nu sunteți în stare să o administrați. Schimbați acoperișul în momentul în care în clădirea aia se îmbolnăvesc copiii de azi din cauza mucegaiului și putea rahat, și vă spun din 2016 lucrul ăsta, putea rahat, domnul primar, că ați făcut grupul sanitar ăla în bătaie de joc. Și acolo sunt copiii comunei, domnule primar. Atât de mult vă pasă dumneavoastră de viitorul Comunei Balcani. Pe dumneavoastră vă interesează un singur lucru. Cum să faceți niște lucrări prin care să vă asigurați menținerea scaunului și a clicii care vă susțin. Da? Deci dumneavoastră ați prins pentru școală două lucruri. Schimbarea acoperișului și amenajare parcare la Ludaș. Atât. Din tot ce v-au cerut cei de la școală. Și le dați buget 15.000 de lei, să vă fie rușine, domnule. Să vă fie rușine. Domnul Maria, asta referitor la școală. Am, stați un pic. Să le spun ce o leacă la punctul ăsta. Da, nu, da. Abia am început. Stați puțin, că nu ne grăbim. Vă grăbiți undeva? Apropo, nu mă grăbim, dar văd că bați cântă degeaba. Nu, eu nu bat. Poți să-l acuzi pe domnul Buca, că și eu vă 15 ani am făcut chestia asta. A făcut parte din echipă? Da, da. Dar n-are nicio treabă. Deci mai atribuie și mie, că eu nu mai candidez. Păi, nu că nu mai candidat. Eu, nu, dar bugetul că de ce care... pe perioada cât am fost? Eu, așa. Celălalt... E bun că vă asumați. Felicitări că vă asumați. Deci, dar eu spun... Băi, să vă dați seama dacă era prima, doamne, că ești domnul Barna, ce era... Nu-ți eu apărarea, dar asta e. Eu nu-i stare să-și fac nimica pentru eu, să-ți spun nimic pentru altceva. Hai, te rog. Dacă mai ai mult de discut și dacă ai personal cu mine, te rog, păi la primar, nu la... Ești într-o ședință a Consiliului Local, hai să lămurim un lucru. Da, eu personal, nu am ce să am în comun cu Zdrențești.
eu gunoaiele le-am scuipat. Dacă vreți material de campanie, să știți că vă scuip din nou, ca să nu fie nevoit soțul doamnei să folosiți materialul vechi. Dacă vreți material nou, vă scuip din nou, domnule. Da, nu mai sunt ăla. Eu gunoaiele le-am scuipat. Nu mai sunt ăla de anul trecut. Eu așa am fost educat. Îți fac eu material pentru eu campanie, așa dacă faci educat. Nu ai fost educat, dacă ai educat, educat că ai să vorbim. Nu ați educat. Domnul Mană, nu știu cine te-a educat, dar prost te-a educat. Eu n-am nimic cu dumneavoastră personal. Eu v-am spus în funcție de demnitar. Om care încasează bani de 23 de ani din taxele și impozitele locuitorilor. Te scrii în audiență la primar și discutăm. Acum vorbești în Consiliul Local cu președintele... Domnul primar, lăsați-mă să termin ce am de spus la buget, da? Respecte regulamentul de funcționare a Consiliului Local, da? Vorbești cu președintele și consilieri, nu cu primarul. Dacă ai treabă cu mine, te înscrii la audiență, vii și te las să mă filmez în birou, să mă scuip în birou, că eu nu. Ce căutați aici? În calitate de primar vin. Și să vorbesc cu consilierii care într-adevăr își fac treaba în consiliul local. Asta încerc și eu să fac, să vorbesc. Ca tine ai trecut ca precum gâsca prin apă în 2 ani de asta. Nu mai căutăm. Și nu mai deviați de la subiect. Da? Nu deviați de la subiect. Dar lăsăm să vorbească așa iurea, nu? Cum aiurea? Păi tu vezi ce îți spui tu ce o cerut școala acolo, e bugetul pe vreo 10 ani a primării. Și eu am cerut mai departe. Da, și eu am cerut mai departe. Domnul primar, și nu au 1000 de lei, că au 5 miliarde și acum cu vreo 3 miliarde acolo, sunt 8 miliarde la o școală. Întreabă și tu ce școală ne-au bugetul ăsta. Nu aveți bani? Avem bani, dar trebuie făcut absolut tot ce vor oamenii în comuna asta. Dar când v-ați luat mașină, imediat după alegeri, n-ați știut că aveți cheltuieli în comună? Erau și am făcut, dar am făcut atunci. Bucegaiul era și atunci în domnul primar. Când v-ați inventat postul de consilier personal, care nu vine de un an de zile în primărie și care încasează indemnizația a 11 consilieri în fiecare lună, n-ați știut că n-aveți bani, domnul primar? N-ați știut, nu? Bineînțeles că n-ați știut. Am avut bani și am bani. Dar vă bani. Bateți joc de ei, îi folosiți pentru a răni voturile și atât. Păi asta o să decide populația. Păi vorbim până poimene, domnul Cornel, vă grăbiți? La subiect, scurt. Eu nu mă bat, eu îi explic pentru ce și-l explicați. Băi, tu faci campanie electorală, scurt. Spuneți-mă jignirea. Domnul, e campanie electorală ce fac? Socotiți normal ceea ce se întâmplă cu școlile? De ce v-au plecat copiii de acasă, domnul Leacu? De ce vin doar în vizită în comuna Balcani? Ca să nu dați ori, să nu vă întreb pe mine acum. Pentru că n-aveți răspuns sau știți și nu vă convine. E doar în comuna Balcani sau așa e simtată în plan național? N-au venit acasă ca să bată poarca pe drumuri pe aici. Ei s-au dus, au fost pregătiți, specializați și au locuri foarte bune de muncă. Și au pâine pe care au câștigă foarte... Și de ce sunteți singuri acum la Bătrâneț? Poftim? De ce sunteți singuri? Dar eu știu că sunt singuri. Te rog, ați de chestiuni care nu se mai Nu închideți discuția ce aveți, exact la discuții, nu vă abateți la discuții, ajungi la alte probleme care nu ne interesează, practic. Domnul președinte, închideți discuția ca să mergem mai departe. Am fost întrerupt? Fii mai concret și la dumneavoastră. Foarte concret, de ce mă întrerupeți? Că bat câmpii de asta, dar cum e razna? Dom'le, nota de fundamentare a școlii înseamnă că bat câmpii? Bați câmpii, că știi ce înseamnă nota de fundamentare? De familia, de loc de familie, ce se întâmplă? De loc de electorat, ce se întâmplă? Dom'lea lui s-a băgat în discuții și eu i-am pus o întrebare. Nu răspunde de fundamentare, o face directorul. Deci e ce trebuie la o școală. Și de acolo se fac priorități, că nu poți să dea tot bugetul numai pentru școală. Am înțeles. Eu am vorbit cu domnul director, am spus, dacă face grădinița, dacă face la Rudaș parcare, dacă face scările de acolo și aleele pietonale, e foarte mulțumit de că după mai fac și la anul, mai vine un bugea și la anul și la anul. Eu am vorbit azi cu ea. Perfect de acord. Da. Dar credeți că este o prioritate parcarea la Căminul Schitu Frumoasa față de educație? Dar exact ce zis este o prioritate? Pentru că asta este prinsă în lista de investiții, domnul primar. De-aia vă întreb și vă spun că sunteți ipocriți. Pentru că nu este mai important să faci parcuri
de joacă pe raza Comunei Balcani decât să investești în instituțiile de învățământ. Investești. De-aia vă spun. Pentru că dumneavoastră... Dar de bani. Poftim? Punctești de bani care are. Păi domnule, eu asta vă întreb. Înțelegeți ce vă spun sau vă întreb? Dar nu pot să fac numai la școală și în comun să nu facă nimic. Cum adică? Păi lucrurile să fac într-o prioritate. Păi da? Sunt prioritățile. Care prioritatea e parcul de joacă și... O să urmeze. O să urmeze și grădinița. Dumneavoastră propuneți alte priorități, se concernează și se va lua măsuri. Da, știu cum... Dar școala Balcani, deci ce faceți? Balcani, ce vă arăt acum, cum era? Nu se concernează. Se concernează și cum a devenit acum. Cum a devenit, domnul... Școala Balcan nu prea are elevi. Nu prea are... Ba da. Ce facem noi? Ce facem? Sunt 557 de elevi în toată comuna. Hai că am și eu ceva scurt de spus. Da. Mai aveți sau nu mai aveți? Am. Domnul Gânga, aveți scurt. Stați un pic. Păi am zis că mai am. A zis că nu mai are. Nu. Deci, și vreau să înțelegeți un lucru. De ce nu suntem mai concis? Da, foarte concis, dacă n-aș fi întrerupt eu în 5 minute, aș termina. Pe ceas. Dar termină, dacă ce abați normal, că te întrerupești. Uitați, vedeți? Nu vă mai abateți. Eu în 5 minute și terminați, hai. Eu nu m-am abătut nicio secundă. Deja aveți 5 minute de când vorbiți. Eu sau dumneavoastră? Nu, dumneavoastră. Eu mai mult am tăcut, v-am ascultat. Da, cine a vorbit până acum? Eu vreau să înțelegeți un lucru. Eu nu votez împotriva bugetului, nu votez împotriva lucrărilor care sunt cuprinse aici și sunt bune. Eu votez împotriva modului în care este structurat bugetul, modul în care ați stabilit prioritățile. De-aia nu vă votez bugetul. Pentru că am trecut, ați mințit că se vor schimba lucrurile. S-a schimbat nimic. Dar nu mă întrerupeți, domnule. Ați mințit că veți da la prima rectificare bani mai mulți la școală. Nu ați făcut. Păi n-a fost rectificare, domnul Barna. Nu s-au mai dat bani. Au fost rectificări, dar a stat la spații verzi. Tu nu știi, tu nu știi. A la spații verzi, nu mai mințiți, domnule primar. La spații mers, nu la școală. Gata. Domnul Barna, gata. N-am voie să vorbesc. Ajunge, că iar ajungem, deviem în altă parte. Domnul Gânga, aveți cuvânt. Deci n-am voie să vorbesc. A vorbit prea mult. Dar asta e realitatea. Ce să vă fac eu? Și acum ce vreți să votăm? Ce vreți să votăm? Votăm realitatea, dacă nu votăm, nu votați. Și gata, am trecut mai departe. Păi lăsați-mă să argumentez. De ce nu votez? Păi bucur că nu... Păi gata, dar nu trebuie să stau o oră pentru că nu votați. Hai, dai drumul la vot, că eu spun. Domnul. Am dispus bun la diverse. Domnul, vreau să scot în evidență, într-adevăr, dacă am fost la ședința Consiliului de Administrație la Balcan și mi s-au prezentat exact lucrările care trebuie să se execute la toate școlile din comun. Și la un moment dat a început doamna directoare să citească și a zis la un moment dat, băi, zic că trebuie bani mulți aici. Și tot venitul comunei dintr-un an și tot n-ar ajunge. Și i-am cerut și eu dumneiei exact ce ați citit dumneavoastră, că am aici. Pe școli și îi ia priorități. Da. Și acum eu am zis în final, zic într-adevăr, toate sunt de refăcut. Dar haideți să luăm priorități și în raport de bani. Da. Acum domnul primar, am văzut că o spicui de aici din nota asta de fundamentare. Și în funcție de bani, dar nu poți să lași și celelalte sectoare, că fiecare sector de activitate are priorități. Și eu vă întreb scurt, întrebarea finală. Da, de ce vă întreb? 15, pentru că și dumneavoastră m-ați întrerupt. Nu se consemnă. Vă întrerup, pentru că și dumneavoastră m-ați întrerupt. Eu v-am întrebat de la început. Nu v-am dat cuvântul. Vi se pare normal ca 4 școli să primească 15.000 de lei? Pe un an de zile? Eu asta vă întreb. 50.000 Nu, nu sunt 50.000 miliarde, da. Sunt 5 miliarde, vreo 3 miliarde acoperiți, sunt 8 miliarde bani. Nu vorbiți prostii, sunt 600 de milioane. 50.000 scrie negru pe alb. Domnul primar, aici cu 4 miliarde. Care 4 miliarde? De la nu confundați capra cu varza. Ele sunt de la bugetul de stat. Și tot la școală. Nu pătează unui spuc la școală, tot astea poți să faci. Lăsați aburele. 439.000 sunt de la bugetul de stat. Da. Dumneavoastră ați dat 15.000. Atât. 500.000 ne-am dat.
din care 35 vă spune școala că trebuie să plătească naveta. 35 și scăzut din 50, rămân 15.000. Minți-ți cu nerușinare. Domnul Ioan, la încetă. O să pun fotografii să vadă toată lumea. Deci, doamna director m-a rugat ca să accentuăm în ședința Consiliului Local necesitățile de la școlile din comun. Într-adevăr, sunt foarte multe. Bani sunt puțini, așa că eu am văzut, am citit materialul pe care ne-l-au prezentat pentru ședință și... Și acum... se pare normal să aloce domnul primar 15.000 de lei. Nu mai intrat cu... E perfect. În situația în care la sărbătorile de iarnă s-au alocat 66.000 de lei. Nu? E frumos. Dar ați primit plăsuța, ați luat plăsuța, ați luat calendarul, vi l-ați pus la icoană, domnule Ahu, și când vă închinați seara, faceți o cruce mare să ne trăiască domnul primar. Foarte bine, foarte bine. Aveți ceva cu... Domnul Bardă, suntem la... Domnul Pavel, eu pentru mine. Deci, domnul Luca, promiteți că veți revizui ce am zis eu? Promit. Bun. Am văzut. De acord. Domnul Leahu, mai aveți? Nu. Dar n-avem cu cine. Gata. Băie, cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Da, compromis, da. Abține? Cine este? Împotrivă? Cât sunt? Unul împotrivă. Două abțineri. Trecem, domnul primar, cu tu. 5. Proiectul de privind modificarea anexă 2 la hotărârea Consiliului Local privind aprobarea coeficientelor ca salariul de bază pentru funcțiile publice și personala contractual din aparatul de specialitate a primarului Balcan. Vă înscriu la cuvânt dacă sunt. De acord. De acord. Discutăm. Da. Supun la vot. Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și actualizați după încheierea contractului de achiziție publică pentru proiectul modernizare și reabilitare drumuri locale și comunale Balcan și de Subacă. Discuții? Vă scrie al cuvânt. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Suntem la diverse. Consiliul acum, domnul Bara. Uitați-vă pe ceas, 2 minute. Da. Exact. Da? Gata, dați drumul. Dau drumul? Da. Domnul primar, o să depun o cerere prin care vreau să văd persoanele care au primit islaz. Este un băiat, Costel Puiu, care postează pe Facebook de câteva luni bune, e bătaie de joc. Nimeni nu curăță islazul, faceți ceva în privința asta, v-a spus și domnul Gânga din mai multe ori. Din 2016 vă spun să înscrieți primăria pe ghișeu.ro pentru că o grămadă de oameni nu pot veni la primărie să plătească. Sunt foarte mulți oameni plecați și vă spun, tot în alea 2 minute o să mă încadrez, o situație simplă. Pleacă omul de aici, nu are rude, nu are nimic, pleacă în străinătate, ia o amendă în Arad. Cum plătește amenda? Vă spun eu cum, trimite bani, dă telefoane, nebunești până ajunge cineva să plătească la primăria Balcan. Faceți ceva și înscrieți primăria, nu vă mai bateți joc de oamenii care într-adevăr trimit bani în țară. Vorbesc de oamenii plecați în afară, pe care incompetența dumitale îi trimite în afară și îi obligă să stea în afară. Dacă ai plecat tu, era dânsul la conducerea da, era primăriei? Băi, era viceprimar. Din cauza lui, dacă s-a ieșit toată uzile din farul, sfințat toți. Da. Altcineva dacă mai e cuvântul, domnul Gânga. Da. Încep oamenii ca el distrug viitorul țării. Da, da. Bun. Gata, da, domnul, m-ați depășit, domnul. Problema cu iluminatul public. Nu că fac ceva, la rudaș nu merge, la centru nu merge. Da, da, nu merge. Ba da. Azi noapte nu merge și are 4 zile. Bun. Azi noapte nu merge. Am fost eu la medicat. Nu, vorbesc de schit, chiar la centru. La schitul, da. Da. Nu știi problema cu electricianul. Păi asta vroiam să spună. Trebuie făcut ceva. Da, vine electricianul până scoatem la concurs, până ne dă voie să angajăm, o rezolvăm. Bun, acum trecem că am lăsat... Cu permisiunea domnului, totul... S-a primit la 5, la răție, nu știu. Astăzi le-o reprogramat. Și eu reprogramat astăzi. Din păcate. Da. Legat, da, nu e nevoie. Legat de buget, când am mai intervenit acolo, că era prea mult. Eu încep cu cei mai vechi, cu Sărățaua. Pe fiecare, la fiecare buget a fost trecut la Sărățaua. La frumoasă s-a făcut, dar la Sărățaua pe fiecare an a fost făcut. E trecut acum. Chiar vă rog frumos e trecut, să e rezolvat. E trecut și anul ăsta. E trecut. Deci să facem ceva acolo. Ajută și niște persoane de acolo să facem ceva bun. Acolo cu ajutorul primăriei, normal. Dar nu-i făcut? Trebuie un drum, nu e acolo. Nu.
referitor la ce a spus domnul Rață cu digurile și ce aveți prins în, în buget, într-adevăr nu se poate face toate la, într-un an. Nu se pot. Deci nu se pot face într-un an. Și dacă nu se pot face într-un an... Am spus... Dați-mi voi să termin. Nu mai întrerupeți. Nu pare rău să presupune că suntem... Să vedeți cu domnul Costel. Adică sunt faceți și doamna. Da, cine nu-i capabil să se exprime corect, domnul Bardajdată, iar intrați pe asta. Păi, da. Un pic de demnitate. Un pic de bun simț, dacă... Un pic de demnitate, domnule. Și dumneavoastră, domnul Bardajdată, aveți un pic de... Să luați în calcul prioritățile care sunt exact unul rupt apa. Că apa, dacă, de exemplu, mai vine apa, ea vine. Când vine, vine, nu? Rupi iar. Și la, cum a spus, că ați vorbit sau aveți în calcul să aduceți un utilaj pentru a dirija apa, regulariza apa, chiar acolo unde a fost utilajul la, la cimitir, acolo unui bar, unde a fost bunicii lui bar, acolo apa se duce chiar în casa aceea. Și uite, este cuvântul meu, un nepot, un verișor de-a lui, nu și-a făcut casa acolo datorită că, din cauza asta. Deci nu și-a făcut casa, a plecat om la băietul unic, că la Piatra Neamță. Ce preocupat e domnul primarul Rădoaie, fix acolo, la casa bunicilor, ați auzit? Deci, la casa bunicilor. Dumneavoastră ați mințit că eu nu sunt din comun, eu sunt venetic. Deci trebuie... Când am mințit? În campanie electorală. Okay. Nu, Barna, știți că n-aveți voie să filmați? Hai nu mai spune domnul președinte. Avem deja cadrul. Hai nu mai spune domnul președinte, n-am voie unde scrie. Atrageți atenție, domnule Barna. Zona aia de acolo, chiar poate. Deci că s-au dus pietrele alea care erau pus, chiar la școală le-au luat apă, nu le mai pun. Unde? Deci, stația de microbuz. Normal, trebuie să fie ori turna ceva, dar era pus piatra din asta. Griblură. Trebuie ori pus ceva. Balast, da, hai, da. Trebuie făcut ceva și cum ați făcut la Ludaș, terminați până în capăt cu lateralele. Ai făcut, ai făcut până la rețetă. Da, avem. N-am făcut, dar e vorba de schir. Da. Pus la de scur, uite. N-am avut tablă, l-am adus acum materialul. Le-am pierdut, doar de ce vreau să le... Cam completat. Dacă nu mai sunt alte probleme. Am uitat o chestie la diversă. Domnul președinte, e destul de important, să știți. A nins la sfârșitul ianuarie. Ați trecut acolo amenajare, fântâni, dar aducțiune de apă când faceți, domnul primar? V-ați lăudat în 2020 când rezolvați aducțiune de apă, canalizare, va fi secetă mare anul ăsta. O să cărăm ca în 1907 la răscoala de la Bovânt. Să ajungem acolo, domnul primar. Păi acolo ajungem. Nu depinde de noi. Nu depinde, nu? Domnul Barna, de ce s-a concentrat? Asta știi, dar dacă vrei tu să faci circ. Dar știi despre ce. Dacă nu mai sunt toate probleme de analizat pe ordinea de zi, declar președinte Chițe.